Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, a anunțat că există posibilitatea ca salariul minim pe economie să fie majorat înainte de începutul anului viitor. Luăm în considerare, se fac calculele la finanțe și sunt șanse ca salariul minim să crească la 2050 de lei înainte de 1 ianuarie 2019. Acesta va crește cel târziu la 1 ianuarie 2019, dar la finanțe luăm în calcul toate scenariile și, dacă se poate, vom propune în guvern creștere. Ministrul Eugen Teodorovici a mai declarat că a doua rectificare bugetară din acest an va fi făcută în luna noiembrie. Tot în această lună trebuie aprobat și proiectul de buget pentru anul 2019. Avem în calcul o rectificare în noiembrie. Undeva era în octombrie, dar s-a întârziat prima rectificare. A fost anunțat încă de la prima rectificare că planificăm în anul 2018 două rectificări bugetare. Una în iulie, dar s-a întârziat până în septembrie și aveam în octombrie cea de-a doua rectificare. Și la fel, automat, s-a mutat în noiembrie. Potrivit ministrului Eugen Teodorovici, nici bugetele de investiții și nici salariile angajaților din administrația publică nu vor fi tăiate, iar până la sfârșitul lunii noiembrie trebuie aprobat și proiectul de buget pentru anul 2019.